dilemele dimineții. Suntem într-o intersecție, se e giratoriu și nu știm unde este stația noastră de autobuz. Toată lumea ne zice că ba e pe stânga, ba pe dreapta, ba în altă parte. Asta e intersecția și așteptăm un autobuz. Să vedem, să sperăm că stăm unde trebuie și trebuie să facem cu mâna autobuzului, probabil. Acum că s-a făcut și un sfert, credem că suntem aproape siguri că de fapt ăsta e locul de unde ar trebui să ne ia. Că tot opresc autobuze și ne întreabă unde vrem să mergem. Și noi zicem Jodhpur și ei îți fac din cap că nu, următorul și tot așa. Și așteptăm. Să sperăm că nu l-am ratat, că teoretic mai trecuse unul pe la vreo fără 10, care arăta ca... arăta bine, așa cum ar trebui să arate și al nostru. Dar nu scria ce trebuia să... Da, era alt site, era altă companie. Dar nu, să vedem. Decât celălalt. E modern? Da, cu siguranță. E mai bătrân ca noi, autobuzul ăsta. Deci geamul ăsta nu funcționează, așa că trebuie să tragi doar cărdeluța și să te rogi că nu o să cazi. Așa. Aici n-avem nimica, arată îngrozitor. Plastic. Avem iarăși lanterna de citit, becul de citit, perdeluță. De data asta putem să deschidem geamul, pentru că nu e cu aer condiționat. Spătare și niște saltele foarte îmbăxite și jegoase. Măcar ajungem. Da, măcar n-am nimerit, a avut întârziere de vreo 5-10 minute, cam așa. Am reușit, nu mai contează. Prima noastră cumpărătură de la un vendor, de la un tip care se plimba aici prin culoar. Tipa de acolo vindea popcorn, alune și alte chestii. Și apă, da. Ne-am luat niște alune, un pliculeț, 10 rupii. O să avem și noi un snack acum de drum. Eu abia aștept să... E o oprire mai mare, sau să treacă cineva cu chipsuri. Da. Păi nu prea ai ce mânca la ei, ai doar chipsuri, alune și biscuiți. Și biscuiți am asăturat. Da, eu nu, mie îmi plac biscuiți. Și mai ai, ocazional mai găsești niște ciocolată, mai găsești niște Snickers. Am mâncat dimineața un Snickers, nu se compară cu cel din România, are alt gust și altă compoziție. Bine, gustul de fapt seamănă, doar că compoziția la noi avem mai multe alune și mai puțină cremă. Ei au mai multă cremă și mai puțină alune. Ei preferă alunele, se pare direct diferite. De vreo jumătate de oră, tot trecem pe lângă depozituri, tot felul de magazine cu marmură, sunt bucăți de marmură. De marmură, de granit, de tot fel, tot ce vrei. Și s-o groază.
place la călătoria cu autobuzul și cred că o prefer față de cea cu metrou. Și faptul că poți să observi oamenii cum își fac treburile de zi cu zi. Fiecare are mica lui afacere și nu stă degeaba. Își vede de treabă, vinde ceva, gătește ceva, repară ceva. Șoferul nostru face cumpărături de pe marginea drumului. Mai devreme și-a luat vinete. Și ia doi saci de ceva. Nu știu ce legumă este chestia respectivă. Am făcut popas aici, multă lume mănâncă, nu ne-am riscat, am luat tot așa biscuiți. Am terminat un pachet din asta de biscuiți. Mie mi-au plăcut cu ciocolată, chiar aveau și bucăți de ciocolată în ei. Adrian, e normal că nu-i-a plăcut că s-a săturat. Și ne-am luat și două chipsuri, unul cu masala și unul cu sare. Partea interesantă e că la asta cu sare ai doar cartof, ai ulei și ai doar sare. Doar trei ingrediente în toată punga asta. Foarte interesant mi s-a părut. La noi parcă avea mai multe ingrediente sau nu am mai luat eu de mult cu sare. Iar ăsta cu masala are procentual mai puțin cartofi, deși ai aceeași gramaj. Și îți dă și ce conține fiecare, ce înseamnă condimentele, îți enumera aici. Și la fel ca toată mâncarea de pe aici ambalată, îți dă și prețul. Masala. Ce-a fost fața aia? Nu mă așteptam să fie așa puternic. Are un gust dubios de masala, dar foarte puternic. Și iute. Da, a fost un șoc, dar mai vreau unul doar de curiozitate. Acum e mai ok, deja știu la ce mă aștept. Da. Foarte concentrat, gustul de masala și foarte iute. Interesant. De încercat. E bine pentru viața noastră aici. Am ajuns într-o final în Jodhpur. Acum suntem pe rooftopul hotelului cu priveliștea către fort și către orașul albastru. Camera e destul de micuță, dar e colorată. E destul de îmbuțită, așa, are un aer închis. Încă n-am filmat-o, filmăm când ne întoarcem de la mâncare. Așteptăm mâncarea de vreo oră. O oră jumătate. De fapt, ne-am pus aici, am admirat apusul și după aia am zis, hai să vreau să și mâncăm și am întrebat și până la urmă am aflat că, de fapt, bucătarul e plecat să ia ingredientele de la piață. De la piața care e la 5 minute de mers pe jos, probabil. Doar că astăzi e o sărbătoare la ei, foarte importantă și tot orașul este blocat. Și acum îl așteptăm să se întoarcă, teoretic ajunge în 5 minute. Și cât timp vorbesc acum, văd că sunt foarte mulți țânțari aici, trebuie să ne dăm cu spray, că altfel o să fim ciuruiți. Dar ne bucurăm de priveliște și în fața mea a răsărit luna, e aproape plină și probabil că o să prindem și fortul acum, la întuneric, o să-l prindem luminat. Yeah, sorry.
filme. S-au aprins niște becuri. Revin când se aprinde și fortul și când avem și o mâncare, probabil. Ne-a venit ceaiul. Stai să fac focus. Ne-a venit ceaiul, ne bucurăm acum de ceai. Și o priveliște super frumoasă. S-a aprins și fortul. Până la urmă a fost o zi liniștită, așa, obositoare pentru noi de autobuz. Și apoi lenevit pe acoperiș vreo 2 ore acum, s-au făcut 2 ore. Am așteptat să vină bucătarul de la piață, acum ne face mâncarea. E la 2 ore să vină de la piață. Mai o oră să gătească. Dar măcar o să fie proaspătă mâncarea și bună, sperăm. Și până atunci totuși e priveliște asta. De ce să ne plângem? Da, face toți bani. A venit și mâncarea. Orez. A fost o porție de orez. Foarte interesant, condimentat. O mâncărică de cartofi. Și aici o mâncărică de... nu știu cuvântul în română. De năut? Nu-mi dau seama. Niște boabe care seamănă cu ce, cu fasolea parcă sau cu ce era. În fine, deci avem un sos care o să meargă perfect cu orezul. Niște cartofi, mâncărica de cartofi care va merge perfect. Aici am avut ceaiul, mai avem foarte puțin, că aproape l-am băut. Și teoretic ar trebui să ne mai vină și niște roti, vreo 2-3 roti. Și asta este masa de la rooftopul nostru, care are o priveliște foarte bună către fort. Fort pe care îl vedem mâine. O să trebuiască să o luăm așa pe jos pe aici, să urcăm și să-l vedem. Ok? Poftă mare! Tipul ăsta trece milimetric pe lângă